După aceste cântări, cred că e potrivit să citești ceea ce scrie în Psalmul 118. Lăudați pe Domnul că ce este bun, căci în viac ține îndurarea Lui. Amin. Să zică Israel căci în viac ține îndurarea Lui. Casa lui Aron să zică, căci în viac ține îndurarea Lui. Cei ce se tem de Domnul să zică, căci în viac ține îndurarea Lui. Amin. Am ținut să citesc aceste trei dimensiuni care să zică Israel, Aron și cei ce se tem, și vă rog să observați ce scrie în psalmul 115. Sunt menționate cele trei categorii. Cei ce se tem de Domnul, casa lui Israel și casa lui Aron, cu cuvintele. Domnul și aduce aminte de noi, El va binecuvânta. Va binecuvânta casa lui Israel, casa lui Aron, pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici și pe cei mari. Deci ce să facem noi ca să vină Domnul la binecuvântare? Să-L lăudăm când durarea Lui ține în veac. Așa le-a spus Dumnezeu la evrei. Când vă adunați, să sunați cu trâmbițele, când cereți ajutor, să sunați cu vâlvă, ca Dumnezeu și să aducă aminte de voi să vină în tabără. Să vă binecuvinteze Domnul toate casele. Și mulțumim că vă rugați și pentru casa noastră. Domnul să dea îndurare deopotrivă. S-a citit din Matei, capitolul 18, și vă rog să întoarceți paginile Scripturii. Pornind de la o întrebare asupra căreia nu zăbovesc, scrie de la versetul 2 că Domnul, în răspuns, a chemat un copilaș și l-a pus în mijlocul lor. Așa că dacă în seara asta se aud pe aici peste tot copilași, e un peisaj asemănător, o atmosferă ca cea de atunci. Copilașul la mijloș, cu siguranță n-a fost singur. Aș vrea să privim în scripturi la atitudini față de copii. Și intrăm direct în subiect. Versetul 5. Și oricine, în cuvântul oricine sau din cuvântul oricine nu se poate exclude nimeni, va primi un copilaș ca acesta, în numele meu, mă primește pe mine. O primă atitudine față de copilași. Să-i primim la gândul, în credința că îl primim pe Domnul Isus. A fost și el copilaș? A fost. Și înainte de a fi primit de mama lui de Maria, un înger a stat de vorbă cu ea. Și a zis, îl primesc. Și a mai primit Maria după ce alții. Cât copii a avut Maria? Pe puțin opt. Socoteala o faceți. Dragii mei, a primit un copil, mă îndrept presuror, nu? Și îngerul a vorbit cu Maria. A vorbit și cu Iosif, să o ia pe Maria în ideea că va primi un copil. Să primiți copiii potrivit spuselor Domnului Isus. Primind un copil, îl primești pe Domn. Asta pe următoarele considerente. Dumnezeu a rânduit ca toți oamenii să fie mai întâi primiți ca și copii. Îi spune că într-o localitate în Italia, niște vizitatori n-au văzut niciun monument, nici o placă comemorativă, și au întrebat pe un localnic, aici nu s-a născut niciun om mare. Ăsta ne dându-seama de sensul întrebării, a zis, dar la noi se născ numai oameni mici. Da, noi nu putem primi un om mare de la Dumnezeu. Numai om mic. Toți, cu excepția lui Adam și a Domnului Isus și a Evei, s-au născut prin acest proces. Au fost acceptați de către părinți. Îmi spunea o soră din țară, am fost la binecuvântarea unui copilaș al lor, că ultimul copil sau penultimul de acum avea șase-șapte ani. Și într-o zi îi spune, mami, cum arată un înger? Ea i-a dat un răspuns mai subar, dar la un moment dat a întrebat, da, de ce vrei să știi cum arată un înger? Și el zice, am vrut să fiu sigur dacă ce-am văzut eu e înger. Ma mama au devenit și mai curioasă. Și ce ți-a spus îngerul? Că vrea Domnul să-ți mai dea un bebelaș. Și veți vedea că exemplul ăsta e în ton cu ceea ce vă voi spune. Auzi un înger să vorbească cu un copil că dă la mamă sa un copilaș. Rețineți ideea. Și mama să îi zice, da, tași din gură, ce-i treaba ta? Copilul a tăcut. Dar a venit bebelașul. Și când era mama la anumit timp de sarcină, îi zice copilașul ăsta de șase-șapte ani, mama, iar o venit îngerul la mine azi noapte. Și ce ți-a zis? Că tu nu-l primești cu drag pe frate meu. Zice, sora, personal mi-a povestit, mi-o forușine de copilul ăsta. Zice Pavel în Filipeni 4, că acea biserică avea legături cu el în ce privește darea și primirea. Dumnezeu dă și noi primim. Vă amintiți de cuvinte din Biblie unde scrie că unii, cum a fost de exemplu Iacov sau Iosif, când l a întrebat cineva, ce e cu copiii Dumnezeu mi-a dat. Și acum Domnul Iisus ce-a spus? Cine îl primește, mă primește pe mine, dar de unde? De la Dumnezeu Tatăl. Un alt considerent. A primi un copilaș ca pe Domnul Isus, pe lângă faptul că înseamnă al primi de la Dumnezeu care dă. Gândiți-vă că acel copilaș, poate și chiar pentru asta ne și rugăm și credem, va ajunge să fie un frate al Domnului Isus și zice în Romani 8 cu 29 că pe el Dumnezeu l-a să fie cel întâi născut între mai mulți frați. Ba încă scrie că și trebuie să semene frații ăștia. Zice în Efesem 4 că până vom ajunge toți la statura de o mare la în înălțimea plătății lui Hristos Dacă dacă toți amănă îi mai cunoști, toți mari, toți la fel, chiar că e Domnul Isus. Sau altfel spus, fiul de Dumnezeu, copil al lui Dumnezeu. Se spune că spărgem dacă nu greșesc. A vorbit un mare predicator, a fost foarte aglomerat odată și a spus la Nevassa: să nu primească pe nimeni. Unul a insistat, a insistat. Dar el a zis, nici un înger dacă vine nu primesc, așa se de aglomerat acum. Și până la urmă nevasa s-a dus și i a zis, mai nu pleacă ăsta, dar nici un înger nu primesc. Dar el a zis că e un copil al lui Dumnezeu atunci să vină, zice. Dragii mei, copiii vin de la Dumnezeu mai întâi așa, întâi vine cei firesc și apoi vine cei duhovnicesc. Un bătrân spunea că obișnuia să salute copiii dacă copiii nu-l salutau. Cineva i-a zis, da, mustră că nu te salută, cum adică îl salut tu? Și el a zis, auzi, cine știi ce om mare ajuns de copilul ăsta, poate că e bine să-l salut eu, fi mai mare ca mine. Nu știm ce va fi din copiii noștri, dar credem cuvintele Domnului care le-a spus, oricine va primi un copilaș ca acesta, în numele meu mă primește pe mine. Vă amintiți ce scrie în Matei 25 că va fi printre altele atunci când ne vom întâlni cu Domnul? Versetul 34, vorbim de binecuvântare. Vreți să o primiți și pe aceea sau numai pe asta de aici, de la Londra? Veniți binecuvântați tatălui meu, căci am fost flământ. Domnul Iisus ăsta care vine e tare de multe ori flământ. Acum săraci așa pe la poartă nu prea umblă mulți flămânzi, dar de acasă să Pentru lecția noastră. Mi-a fost sete. Am fost străin. Că ăștia că nu știați de ei, așa -i? Și m-ați primit. Am fost gol, ca vin, nu? Și m-ați îmbrăcat, a fost bolnav, copiii mi se îmbolnăvesc, tot mereu. Și toate aceste atitudini să ne ajute Domnul să le facem în numele Lui. Amen. Să primim copii în numele Lui și potrivit cu ceea ce vă citesc din Coloseni, capitolul 3, spunea apostolul de la versetul 23. Orice face să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că îți veți primi de la Domnul răsplata moștenirii voi, slujiți Domnului. Doamne, ajută-ne! Am fost în Spania la Girona și îmi zice o soră la sfârșitul slujbei, mai știi, frate, ce ai predicat când ai fost la noi cu câțiva ani în urmă? Nu mai știu, soră. Deci, spun eu, îi cheamă pe un copilaj și zice, uite, ăsta e în urma predicii dumitale. Păi cum adică? Zice, ai predicat de ascultare și ai zis și si te-ai uitat la mine și ai arătat cu mâna. Dacă ar vrea Domnul să-ți dea un copil, asculți? Zice, nu trecut mult și a rămas sărcinat. Și răsuna în minte verset cuvintele spuse în predică. Dragii mei, nu noi vorbim, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul și ferici de cine ia seamă. Oamenii nu ne înțeleg că nu l-au cunoscut pe Domnul Iisus nici când o fă mic, nici când o fă mare. Dar cine crede, îl primește și știe că e Domnul Iisus sau unul dintre frații Domnului Iisus și va primi răsplată pentru tot ce face, că ce-a spus Domnul Iisus e mai de valoare decât ce-a spus fata lui Faraon. O zis către mama lui Moise, dacă îl îngrijești, îți plătesc. Noi ne-a spus Domnul că dacă facem la unul din ăștia, e ca și cum ne-ar făcut lui și tatăl ne va cesti și ne va răsplăti. Mărit să fie Domnul! O a doua atitudine față de copii. După ce i-am primit, altfel nu se poate. Citesc de aici versetul 3. Adevărat vă spun. Că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția Cerului. De aceea, oricine se va speri că acest copilaș va fi cel mai mare în Împărăția Cerului. Și versetul 6. Dar pentru oricine va face ca să păcătuiască pe unul din acești micuți, acum fiți atenți că aici e ideea, care cred în mine. Fac o afirmație și apoi lăsați-mă să o argumentez, să nu mă judecați. Repede. Copiii pot să creadă în Domnul Isus și să fie mântuiți foarte, foarte timpuriu. Prindeți ideea. A spus Domnul că noi cei mari ne putem mântui numai dacă ne facem ca ei. Dar din asta rezultă că ei se pot mântui. Că ei deja sunt așa. Adică un copil crede ușor. Primește repede. Și am și alte argumente în privința aceasta, pentru că pot să vină în sprijinul afirmației cu multe dovezi din scriptură. V-am amintit adineauri de episodul acela în care un înger a vorbit unui copil. Cum vă explicați colaborarea lui Dumnezeu cu Samuel? Despre care scrie în 1 Samuel, capitolul 3, că era. Citesc de aici versetul 8. Domnul a chemat din nou pe Samuel pentru a treia oră și Samuel i-a zis: El i-a zis: Iată, mă că m-ai chemat. El i-a înțeles. Că Domnul cheamă pe copil, acum spuneți-mi dumneavoastră, dacă un copil poate să fie proroc, un copil poate să fie mântuit. Nu spuneți că un proroc care Dumnezeu vorbește nu e mântuit. De ce n-a așteptat Dumnezeu să mai crească? Pentru că un copil poate crede și poate sluji. Și am alte dovezi. Cazul Ieremia. Ce a zis el? Sunt un, un copil. Nu zice sunt un copil. Că Dumnezeu și la Samuel și la Ieremia, copii fiind, le-a dat mesaje pentru oameni nu mari, în sensul de maturi, pentru conducători de națiuni. Că un copil în mâna lui Dumnezeu este o altă suficientă să facă Dumnezeu ce vrea. Și mi se pare că noi ca părinți avem un concept greșit, unii, până când va crește mai mare, atunci să-l cunoască pe Domnul, nu? Cu cât mai repede, cu atât mai bine. În familia noastră, primul copil a fost o fică. Avea șapte ani. S-a dus la mamă sa și i-a spus cu vibrare în voce, mami, eu sunt păcătoasă. Deci ce ai făcut? Am împins o colegă de bancă, a rupt vârful la un creon, păcate la șapte ani, la o fetiță. Dar plângea că e păcătoasă. Asta în urma a ceea ce au zis ea din scripturi. Și soția i-a zis, vrei să ne punem pe genunchi să spredai viața în mâna Domnului? Spus, da, mami. Și atunci, fac afirmația asta, fica noastră a fost născută din nou locuiam la periferia orașului și era o porțiune de drum fără case. Și știți că la anumite perioada anului, fiind oarecum la o, o anumită distanță de școală, trebuia să plece, nu era chiar ziua. Și soția mai mergea cu ea sau eu până trecea în zona cu case. Și ne spune într-o dimineață, nu trebuie să veniți cu mine. Domnul Iisus e cu mine și este o stea. Și este stea, noi n-am văzut nicio stea. Dar Domnului era portat la nivelul ei. Și când a avut 9 pe 10 ani rugându-se singur acasă, a primit Duhul Sfânt. Un alt băiat la 14 ani. Și dacă e fi să spun tot din familia noastră, cel mai greu mi-a fost cu care a primit mai târziu nașterea din nou și botezul cu Duhul Sfânt. Fratele Todoraș de la Izvin, ca să dau un nume, spunea că toți cei 10 copii al lui au primit Duhul Sfânt înainte de 14 ani. Am ajuns la convingerea cu argumente din Biblie și din realitatea noastră. Copiii pot fi cercetați de Dumnezeu, născuți din nou, și Domnul poate să facă din ei chiar slujitori. Numele Lui să fie slăbit. Eu n-am și de botezul în apă, asta e ceea ce trebuie să facem noi, dar Dumnezeu, și asta apoi revine în sarcina noastră poate să dea mântuirea acestor copii, să creadă. Le este mai ușor. Și aici vreau să vă citesc cele scrise de Pavel lui Timotei, a doua Timotei, capitolul 3, versetul 15. Am spus că și copiii pot să fie mântuiți, să creadă. Și de aici, atitudinea noastră față de ei în a ajuta să creadă. -s din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire. Deci când un copil este familiarizat cu Sfintele Scripturi, din faza aceasta, el poate deja să fie mântuit. Să nu vă duceți la extreme, că nu dezbatem acum și alte teorii, ce se întâmplă cu ceilalți. Discutăm numai de asta. Și îmi pare rău să constat că sunt familii care îi primesc. nu vorbim de cei ce noi primesc. Acum am trecut la punctul 2. Dar care nu au atitudinea asta față de copiii lor preșcolare. Evrei de la 5 ani îi au să învețe din Talmud, din Tora. Să îi familiarizeze cu Scriptura, să le citească, să citească împreună cu ei, să discute din Biblie, să se roage împreună. Mi-am că am fost într-o adunare de țară, nu era mare, și am văzut copii de 9-10 ani, nu s-au pus în adunare nici la o rugăciune pe genunchi, spațiu era destul, erau pe din afară de tot ce se spunea acolo, sau am văzut iară părinți prin adunări care la copiii din ăștia care cred eu că ar putea primi deja mântuirea, sunt tot cu jucării sau cu ceva de desenat în adunare, că poate acasă sunt cu altfel de desene și mai rele. Dragii mei, astea strică mintea copiilor, pe noi să ne ajute Domnul, și care sunteți poate bunici, cum trece vremea, să ne ocupăm de copii, ca Dumnezeu să-i cerceteze și să-i mântuiască. Poate ați observat și la stăruința după Duhul Sfânt. Ea adu aici 10 adolescenți și adu 10 oameni de 40-50 de ani care vor primi Duhul Sfânt mai repede. 100% copii, adolescenți. Astea sunt evidențe de pe teren. Mai aduc un argument în sprijinul pasiunii, preocupării noastre, atitudinii pentru copii ca să fie mântuiți cât mai repede. Dumnezeu nu doar că s-a folosit de copii, cum aminteam, dar a făcut multe minuni pentru copii. Dumnezeu cu adevărat iubește copii. Să amintim câteva din Biblie când s-a mulțit un de la văduva aceea din doi împărați patru, spuneți-mi pentru cine a făcut Dumnezeu minunea aceea? și pentru mama. Dar cine mergea rob dacă nu era o mulțire un de lemn? Copiii. Puteau copiii aceia să spună, în loc să fiu rob, am ajuns în piață vânzător cu mama. Că a făcut Dumnezeu minune pentru ei. Numele Domnului să fie binecuvântat. Dragi copii care sunt aici și percepe sau le spuneți dumneavoastră, Dumnezeu face multe minuni chiar pentru un loc de muncă a Tatălui sau prin alte rezolvări. Aparent nu sunt miraculoase, dar e tot intervenția Domnului pentru copiii noștri. Dar să-i binecuvinteze și să le dea ajutor, numele Domnului să fie slăvit. Să ne amintim de exemplu de învieri. Cât învieri sunt trecute în Biblie? De oameni care au revenit la viața aici pe pământ. Elie, Elisei, ce au înviat? Copii, nu? Domnul Iisus ce-a înviat? Un băiețel, nu Numai Lazar și cu cel înviat de osemintile lui Elisei au fost oameni mari. Ceilalți, copii. Căci Domnul îi iubește. Înmulțirea pâinilor cu pachetelul cui s-a făcut? A unui copil. Eu îmi imaginez copilul ăla a fost marcat pentru toată viața. Dumnezeu cu pâinea mea, cu peștii mei, a hrănit pe toți. Că Dumnezeu poate să facă minuni cu copii. Am citit despre copilul unui misionar, pare mi că se numea Manasi, a venit, nu știu în ce țară a fost, ceva familie cu, pentru un bolnav, a spus unii tată să vină că moare bolnav. A spus, nu știu, nu era telefone acum, tata ai dus în misiune. Dar când vine, nu știu, și-au așteptat, dar vină că moare, hai tu. Și copilul a zis, dar eu Tata se roagă, eu. Dar tu ai văzut cum se roagă tatăl? Am văzut. Atunci, hai, fă cum ai văzut că face tată. Și au stat, copilul s-a dus, copilul de 12 ani s-a pus mâinile, s-a rugat și Domnul a vindecat. Povestea cineva, un frate, că era o mamă bolnavă și copilași, copiii care au fost mai mari s-au descurcat la bucătărie, dar unul de 4-5 ani cam răbdat foame la doar a avut grijă de el. Mamă, hai, dă să mânc, dar nu poate, mamă. Dar mi-e foame roagă-te ca Domnul să o vindece pe mama și atunci o trase el pe ceilalți așa cu insistență din asta, propria. hai să ne rugăm pentru mama cu mânuțile lui, ba în sus, ba peste mama, Doamne, vinde o să-mi dea să mănânc. Domnul a vindecat. Dumnezeu iubește copiii, mântuiește și face chiar minuni cu ei, numele Domnului să fie slăvit. Sunt și alte cazuri în Biblie. Amintiți-vă, salvarea lui Moise a fost un copil este interesant cazul acela din Genesa. Poate sună ciudat. Când Dumnezeu a arătat un izvor a garei, dar apare acolo un verset. Genesa 21, versetul 20. Dumnezeu a fost cu copilul, auzi. Noi citim în Biblie că Dumnezeu, sau nou, umblat cu Dumnezeu. Dumnezeu a fost cu un copil în pustie, auzi. Da, Dumnezeu iubește copiii, numele Lui să fie binecuvântat. Ce veți face mai departe? Vă veți ruga Domnului ca anul ăsta să -i nască Domnul pe copii din nou? Veți dori ca Ana să aduceți copiii la templu? E frumos, învățătoare, am văzut că vă ajută. Dar prima sarcină este a părinților. Da? Asta e foarte important. Cunoașteți episodul acela, mai citim unior la binecuvântări, că au certat cerici pe cei ce aduceau. Ce a spus Domnul? Lăsați copilașii să vină la mine și noi? Nu i oprit. Dar de ce a ținut Domnul preașma lui? Spuneți-mi, vă rog. Așa numai să stea cu minți? Pentru mine e foarte clar că Domnul i-a chemat ca ei să audă cuvintele să creadă să mântuiască așa am citit în versetul 6. Ăștia micuți cred în mine. Eu cred că și copiii cred așa de ușor ca orbul ăla din iman nou 9. Tu crezi tu în Priul lui Dumnezeu? Cine-i Doamne? Cel ce vorbește cu tine, ce-o zice E de acum a vedea. Cred, Doamne, și s-o închinat. Mărit să fie Doamne. Se spune că în urma unei campanii de evangelizare, s-a dat un raport care sună astfel în această lucrare s-au mântuit doi oameni și jumătate. Cineva care nu era în idee cu ideea asta, o zis înseamnă că s-au pocăit doi oameni mari și un copil, o zis nu, doi copii și un om mare care mai ar trăi jumătate. Un copil mântuit înseamnă o viață întreagă. Da. E foarte important, surorilor, ascultați-mă bine ce vă spun, Dumnezeu nu v-a angajat întâi nici bucătărese, nici spălătorese, nici pedagoși pentru școală, Dumnezeu întâi v-a angajat să vorbiți copilor dumneavoastră, cum scrie în psalmul 78, ca ei să creadă și să mântuiască. Face timp pentru asta mai presus decât orice. Cu cât se mântuie mai repede, cu atât mai bine. Și voi, taților, vă bucurați doar așa că își trec ani și copiii sunt tot mai mari, deștepți, iau premii, mai mai sunt și de nepricepuți care se bucură dacă copiii lor sunt buni sportivi. Vă păzească Dumnezeu de obiceiuri din astea de a vă duce copiii la sport. Să vă bucurați când copiii dumneavoastră ajung să-L creadă pe Domnul și sunt chemați și folosiți în lucrarea Lui Sfânt. Atunci să fiți bucuroși când sunt aproape de Isus, când îl cred, numele Domnului să fie slăvit. Și o a treia atitudine, și ultima, față de copii. Revin la Matei, capitolul 18. Aici este scris, în versetul 6, Dar pentru oricine va face să păcătuiască, atenție, unul din acești micus care cred în mine ar fi mai de folos să îi se atârne de gât o piatră de moară, mare încă, și să fie necat în adâncul mării. E mare vinovăție să-i spidești copilul să, să păcătuiască. Să-i încarci conștiința cu un păcat din vina ta. Spune Scriptura, Efesen 6, creșteți copii în mustrare și învățătura a Domnului, copiii în învățătură, că în învățătură se mântuiți, cum v-a spus înainte. Și ce mai spune acolo? Și nu întărătați pe copiii voștri la mânie ca să nu-și piardă nădești. Avem de-a face uneori cu părinți care greșesc și îndepărtează copiii de ei, îi atrage pretenia lumii și se fac vinovați nu lumea e vinovată în primul rând de copiii noștri, ci noi. Noi suntem primii care putem face să se mântuiască aceea atitudinea bună și atitudinea rea să păcătuiască. Copiii sunt foarte atenți. Dacă îi minți, dacă nu ești drept, sau dacă, așa cum spuneam, procedezi greșit, cum scrie în Osea, capitolul 9, cum spuneam, de cei ce îi duc copiii la sport, copiii nu pricep, le place joacă. Versetul 13. Efraim, după cum văd, își dă copiii la pradă și Efraim îi duce singur pe copii la cel ce îi va ucide. Este o oroare când citim că în Vechiul Testament s-ar dea copii în cinstea lui Moloch, așa -i? Dar când lăsăm copiii, stimați părinți, mă doare sufletul că am spus de nu știu câte ori și nu copiii nu mă pricep, părinți, toți părinții care vă țineți copiii la desene animate. Ca să traduc vorba Domnului, ar fi mai de folos să fie orfan copiii ăia și dumneavoastră să fiți aruncați în mare, că îi face să păcătoiască. E greu cuvântul ce vi l-a spus, așa -i? Dar cum să interpretezi altfel versetul? Tu singur ca părinte să-i faci să păcătoiască. După acele imagini care le văd, după acele pretenii care le contactează. Am auzit pe un predicator care a spus „Și o fetiță de 10 ani a primit un cadou, o trusă, cum să se macheze. Și o faci singură să păcătuiască. Nu e o... să-și de la 10 ani sprâncenile și să se schimonosească în toate felurile. Dragii mei, dacă îi primim pe copii ca pe Domnul Isus, avem grijă să fie cu adevărat Domnul Isus. Scrie în Marcu capitolul 9 că a venit la ucenici un om și l-a rugat pentru copilul lui și scrie în alte evanghelie că e singurul și îl chinuie diavolul. Și Domnul Iisus pune o întrebare. Citesc capitolul 9, versetul 21. Cât vreme este de când îi vine așa? Ce-a răspuns tata? Din copilărie. Bine că nu l-a întrebat sau bine că nu-i scris, dar cum a intrat diavolul în el din copilărie? Nu știu. Unii blestemați de părinți că nu știu ce o spart în casă. Niște bebelori la care ținea mama prea mult. Alții poate sunt scăpați în aceste anturaje păcătoase. Că nu doar Dumnezeu îi vrea pe copii de mici, și diavolul îi vrea tot de mici, așa -i? Și în seara asta, după ce am primit cuvântul ăsta să-l vi-l aduc în față, M-am gândit cât de demonică e societatea noastră. Nu deja mai scris că deavolul e șeful lumii, stăpânitorul. Parcă Europa nu are altă grijă. Nu mai să-i facă pe copii să păcătuiască. așa e? Cu ideologia asta, cu imagini, cu restricționarea drepturilor părinților, să-i facă să păcătuiască. Eu mă tem că peste Europa asta, datorită faptului că îi face pe copii să păcătuiască, va veni o sânda lui Dumnezeu. Dar să nu vină și peste casele noastre. Să ne păzească Domnul de așa ceva. Noi, din potrivă, avem chemarea să îi putem aduce la Domnul, dar să îi faci să păcătuiască cu bună știință, într-un fel sau altul. O sânda rostită de Domnul este foarte grea. Eu mă opresc aici, cred că ați prins cele trei idei. Atitudini față de copii. Noi când primim un copil, îl primim în numele Domnului. O a doua atitudine, dacă l-am primit ca de la Domnul, să-l închinăm de grabă Domnului. Ana de la Domnul l a cerut și Domnului l-a închinat. Și Domnul l-a primit și l-a folosit de copil. Și în al treilea rând, nu uitați, să ne păzească bunul Dumnezeu să-i facem pe copii să băgătoiască micuți că e tare ușor, ăștia se face să păcătuiască. cât e de ușor să-i duci la bine, atâta e de ușor să-i duci la rând. Și în final, dat fiind faptul că este o slujbă de binecuvântare aici, frații se vor ruga pentru copii, vă doresc, stimate familii, ce s-au predicat la binecuvântarea copilor dumneavoastră să se împlinească. Și pe copiii dumneavoastră, Domnul să-i cerceteze de mici, să-i mântuiască la vreme și să-i păzească. Cum a zis Domnul Iisus, Tată, eu i-am păzit, acum păzește-i tu. Și dați-mi voie să mă adaug ceva de acum, am și eu o vârstă, am trecut de 50 de ani și nu știm cât mai avem de trăit. Avem la noi în dormitor un tablou, ceva un peisaj, pozele copiilor și o rugăciune. Dumnezeule Tată, aduce în copiii noștri la tine, condule pașii pe cărări sfinte, luminează în zil întunecoase. O crotește pe tot parcursul vieții lor, îi du în siguranță în împărăția cerurilor. Și m-am gândit acum de când vremea că Biblia nu o înțelegem toată la 20 de ani, pe măsură ce experimentezi evoluția lucrurilor. De ce a promis Dumnezeu la sfinț că le binecuvântă copiii și ocupă de ei? Că pe când dai să bătrânești și să pleci, se ridică o întrebare, păștea îngrija cu Ilas. Cine are în vedere? Și-a zis Moise că Dumnezeu e Dumnezeu atăpost din neam în neam. Și de aceea cred eu, Dumnezeu a promis, nu-ți fă grijă dacă tu bătrânești și mori, eu rămân același. Anii lui nu se vor sfârși. Așadar, pentru că nu știm cât avem de trăit, când ne-a dat Dumnezeu cât mai repede, să-i aducem la El să-i păzim de diavolul, să ne rugăm să fie ocrotiți cum s-a rugat Domnul pentru ucenici și să ne ajute Domnul pe toți să mergem spre Sfânta Lui Împărăție. Amin.